în spatele blocului 113 și imediata apropiere a administrației financiare, la capătul străzii Griviței și la doi pași de primăria Giurgiului, poate fi văzută imaginea decupată parcă de pe o groapă de gunoi prost administrat. Locatarii blocului și cei de la capătul străzii Griviței sunt obligați să îndure condiții greu de imaginat. Mirosul greu de suportat nu dispare în ciuda eforturilor oamenilor de a păstra zona curată. Avem mai microbe aici, tot copii. Uite, stăm aici, cum stăm aici. Da, toată ziua cu vecina asta, mă tur toată ziua. Vă adunăm hârtii, mă turăm pe aici, pempeșii, mizeria, aruncă tot țiganii ăștia, toată mizeria, aducă în blocuri aici. Da, bă, nu mai putem să mai trecem pe aici, pe blocurile astea. E bună aici, automat că da. Automat, dar dacă ar fi curat, aducă nimic. Da. Dacă văd că eu, dacă văd că e gunoi acolo, la parterul blocului funcționează cabinete medicale, în zonă circulă suficiente mașini și pentru că de mult timp capacele canalizărilor lipsesc, au fost înlocuite cu dale de beton de către locuitorii străzii Griviței, măcar pentru protecția copiilor. Capacele, uitați, păi, uitați acolo, astea sunt acoperite de mine că mi-a căzut cățelul acolo, mi-a căzut un cățel acolo, copiii pot să treacă pe aici, Doamne ferește, să cadă. Deci nu sunt puse, de când m-am mutat din 2002, aici nu s-au pus capace pe canalizările astea. Am pus eu pietrele astea ca să fie astupat. Acum nu facem pe nimeni vinovat, că cine o fura, le-a furat, dar nu trebuie completate. E domeniul public. La circa 100 de metri, pe Griviței, un spațiu cu trandafiri te mută parcă într-o altă lume. Însă nu pentru toți cei de pe strada giurgiuveană condițiile sunt identice. Când poate vândul la noi aici, un haos este aici. Toate hârtile care la noi în curte vine, toate mizerile, pampers și faci ce vrei, toate astea, câinile cu ei în gură, tot la fel. De nu trebuie să mă stă de mizerie, de miros, de șobolani. Găuri, parând, dacă o luați pe acolo și ați găuri de șobolani, de aia mare sunt. Deci avem și noi ca fiecare copii, stăm cu mirosul, dăm la un geant, tot la fel, ca fiecare om. Din 2012 încoace, oamenii s-au plâns primarului Nicolae Barbu, au propus chiar închiderea accesului prin blocul neterminat, îngrădirea și protejarea în acest fel a perimetrului în care se depozitează gunoiul. Administrația locală, în frunte cu edilul șef, ori s-au văzut depășiți de situație, ori n-au ținut cont de necazurile și solicitările giurgiuvenilor. Am vorbit cu domnul primar de ienuri, dar nu s-a luat până acum măsuri, să închidă aici, am zis, să închidă omenește aici, să nu mai treacă nimic, că nu e pe aici trecerea. Și aici să ia gunoiile astea, că dacă le ia gunoiile astea, nu mai vine nimeni de aici, din jurul ăsta, să arunce gunoi aici. Răspundem noi, eu cu vecinii mei aici care sunt, răspundem noi aici de colțul ăsta, facem curat, nu că noi de multe ori am făcut curat. Uitați, acolo e spart și e un pom, ăla e crescut. Cum e crescut? E crescut în plus. Cum speranța moare ultima, poate în ceasul al 12-lea își văd și cei pe drept nemulțumiți problema rezolvată, căci multe se pot realiza, fie și într-o manieră heirupistă, acum în prag de alegeri locale.